Hai, veniți la mine! Găinușe, mă, da! Gata, Albert, am dat mâncare la găini. Acum trebuie să plecăm după apă. Plecăm! Mergem la fântână, Miriam. Da, Albert! Găinușe! Aha! Am o idee! Acuș mănânc pe cinste! Unde trebuie, sunt cel mai bun polițist. Da, peste 3 minute o să fiu. Bine, domn polițist, te așteptăm. Domnul polițist Eric e în acțiune. Vine poliția! Yeah! Bună, ce s-a întâmplat? Domn polițist, s-a furat găinușa noastră, Frosia! Frosia? Da, era preferata noastră, cea mai deșteaptă găinușă din tot codetul. Haideți să o căutăm! După mine! Aha! Iată, pe aici a fost hoțul! Da! Încă o pană! Încă una! Și aici hoțul a fost, după mine! Eu simt ceva! Ce simțiți, domnule polițist? Da! Miros de hoț și găină! Stop! Înapoi! Acum voi face o zeamă și mămăligă! Și lemn am găsit! Iată unde ești! Mă duc după lemne! Voi stați aici, nenea polițist, acuși rezolvă tot. Acuși voi face călduță în sobă.
Stop! Te-am prins, hoțule! De găină înapoi! Da, polițist! Eu mă predau, eu dau totul înapoi, tot! Găina! Luați găina! Frusica noastră, ce spiriot ai fost! Băi, cât de tare mi-era dor de tine, Frusica! De ce ai furat găina? La închisoare, hoțul! Hai spune, de ce ai furat găina? Pentru că vreau să mănânc gratis, fără să lucrez! Păi, dragul meu, trebuie să muncești ca să mănânci. Cine nu muncește, nici nu mănâncă! Iertați-mă, domn polițist, nu mai fac! Ai greșit la închisoare!